Bună, dragii mei! Eu am fost până la Penny la cumpărături și să vă arăt ce am cumpărat de 160 de lei și 55 de bani. Urmăriți, vă rog! Am făcut astăzi cumpărături de 160 de lei și 55 de bani. Astăzi fiind luni de Rusalii, în 8 iunie. Și să începem. Începem cu laptele, că văd că este primul. Am luat 3 sticle, adică cutii din astea. 3 litri, 3 lei, 59 litri de lapte boni. Pe fărătul meu și eu, cel mic. Apoi avem băutura Schweppes, 5 lei 49. Să o iau de aici. Apoi avem Pepsi, la 1 litru 25, 4 lei și 5 bani. Apoi berea Bergambir, 2,29 lei este la Penny, am luat 3 doze. Petru Sochi. Apoi o să continui cu ce mai am aici, acum am o plasă cu dulciuri și după aia o să vă arăt plasa aceea. Sticla aia de Merlot. A fost 7 lei 49. Asta, Merlot demisec, 7 lei 49. Apoi am luat niște spinări de pui fără aripi. Astea au fost 3 lei 78. Astea vreau să le fierb cu sare și să le dau la câine. Pentru ele am luat astea. Și parizerul ăsta de porc tot pentru câine. I-am mai luat zilele trecute și granule din alea. Am mai făcut cumpărături, dar n-am mai apucat să filmez, că nu apuc tot timpul. Deci, salamul parizerul, 5 lei, 69 a fost parizerul de porc, 1 kg. Apoi mie îmi plac aripile de pui, mi-am luat o caserolă. Astea au fost, nu, un pic să mă uit, pui aripi 6 lei 99. Da? Apoi am luat o rudă de salam, să vedem cum este, rustic, cred că a fost 8,99 lei. Imediat verific pe bon. Da, salam rustic, 8,99 lei. Am mai luat niște banane de astea mai mici, 6 banane. Bananele a fost kilogramul 5,49 lei și am plătit 4,49 lei pe ele. Apoi am luat bucești pate de porc. 3,29 lei, am luat 2. Îmi place asta tare mult. Apoi am luat 2 sajini așa de cu noi, 2 seturi. Ăștia au fost, un pic să mă uit pe bon. Saci menajer, 3,99 lei, bucata, am luat 2. Apoi am mai luat un șampon clear, ăsta îmi place tare mult. Ăsta a fost, cred că, 11,99 lei, nu, 11,49 lei, șampon clear. Apoi, mie mi-am luat niște tampone, Bella, astea a fost 5 lei și ceva, 5 lei 75, tampoane absorbante Bella. Și am mai luat și 3 caserole din astea de roșii, la 250 de grame. Astea a fost caserola... 6,49 lei una, am luat 3 și o să continui cu plasa asta, cu dulciul. Mă un pic să mă eliberez aici. Cam atât de fermabilă. Și nu mai am loc. Și am mai luat, am găsit și la Penny, prăjitura asta Alca. Dar n-am găsit cu cireșe, aia îmi place tare mult. Am luat acum cu cacao și fulgi de ciocolată. Sper să-mi placă și asta. La Penny, prăjitura casei a fost 7,39 lei. Da? Apoi, iarăși celui mic, i-am luat un set din ăsta de ouă Kinder. Cred că a fost 10 lei. 9 lei și ceva.
Se găsesc pe bun. Kinder Joy, 9,49 lei. Îi plac tare mult și o să se bucure mai mult pentru jucărie, dar și mănâncă ou. Apoi totului am luat chipsuri din astea, pomba, cursuleți. Ăștia au fost 1,79 lei. Iar am luat două ciocolăți din astea Rosen. Una este cu cocos. Cât au fost, Rosen, ciocolată, 2,59 lei bucata, deci oricare sortiment 2,59 lei la Penny. Tot de la Rosen am mai luat parcă și 5 din astea mici cu lapte, stare bune. Țin minte parcă și când eram mică mâncam din astea și erau tare bune. Astea au fost, să mă uit pe bun, 1,19 lei. 5 bucăți, 5,95 lei. Stare bune, vi le recomand. Dar sunt foarte dulci. Apoi mie mi-a luat, iarăși ce mic, o pungă de pufuleți din ăștia cu pizza, care mi-e plac foarte mult. Pufuleții ăștia au fost 2 lei și ceva. Să găsesc. Star Snacks, 2,19 lei. Tot celui mic am luat și 3 sucuri din astea naturale cu paie. Astea au fost băutură Penny, 1,99 lei. Și mai am aici un set de 2 pachete de șervețele Pampers. Astea au fost șervețele Pampers, 10,69 lei. Deci cam astea au fost cumpărăturile mele de 160 de lei și 55 de bani. Dacă v-a plăcut, dați un like și abonați-vă la acest canal. Vă pup! La revedere!